Monica Roșu și Loredana Boboc au scris istorie pentru România la olimpiadele și campionatele mondiale și europene de gimnastică. S-au lăsat de sport, dar nu au renunțat la tradițiile de Crăciun. Tradițiile respectați, nu știu, tăiați porcul, mâncați sarmale. Nu prea, adică nu mă ocup eu, dar dacă sunt pe masă, sigur, servesc cu plăcere. La noi, da, se ține această tradiție. Din păcate, de ceva ani nu mai tăiem noi porcul acasă, că bunicii sunt destul de bătrâni și nu-l mai creștem noi. Dar avem alți prieteni care se ocupă de creșterea lor și ne-i pregătesc așa ca pe tavă. E de Crăciun, trebuie să ai ceva carne de porc pe masă proaspătă. Medaliatele cu aurul olimpic știu să-și gătească bucate de sărbători. Eu salata beof, știu să fac sarmale, dar ajutată, asistată cu mama, nu le-am făcut singură eu de la cap la coadă. Friptura, asta e ceva mai ușor. La fel, sarmalele, mai greu l-am pachetat, dar am ajutor. Friptura și ceva, desert, nu știu, la tiramisu, cred eu că mă pricep cel mai bine. Monica Roșu și Loredana Boboc au urări speciale pentru toți românii. Un an nou cât mai bun, fericire, sănătate, să vi se împlinească toate dorințele și nu uitați să zâmbiți, că e important. La fel, la mulți ani, sărbători fericite, un an nou, mai bun, fără griji și multă sănătate.